Ia ascultă pe tot ce vorbește, fă, ce se înseamnă? Liber, colegule, patru la Carpul, la lucrurile în echipaj, dar nu are treabă cu noi. Coleg care vine de la Ploiești la Albești? De la Ploiești la Albești? Care să zicem cu ăla? Până să gândești. Neastelică, mă aude, neastelică! Știi, se cunoaște între ei, se cunoaște după mașini. După alea se întâlnește și alea, vede mașina și ăla. Păi dar nu vezi, fă, că nu e rușine, nu? Păi nu-l ridice cea, că are să-i dea și ei bani? Da, are să-i dea pe ouă. N-a luat 30 de ouă. Care să-i dea 300, că ai cheltuit, dar de aur de muncă. Eu nu știu ce e în casa aia. Și câini, te gândești cum pute acolo, fă? Nu, bă. Mai o zic așa, are mult să facă, să spele și ea să facă mâncarea pe câinii care era pe la tine. Bă, dar nu ești pula în câinii ei. Că i-a luat piept de pui, păi nu, bă, nu mă cu piept de pui. Mănâncă câini. Nu mai vine de mine pe iară cu coajul la câine. Vede, aș de lăm pula mea de câine, boabe. Nu, nu, da, le da afară. Trage o vișinată și te culci. Păi nu e așa? Și te mai trezești duminică seara. Și pleci pe jos. Ce pula mea? Că dacă dormi atâta, vii pe jos până luni dimineața ajungi. Toată noaptea. Și ăla cum merge cu ranița aia în cărcă tot drumul? Te arunci că dacă plec la 3 noapte la 7 să aici? Hai, bă, cât dracu faci. Mai repede, nu? Păi de la tine până la Chițoran cât faci, bă? Într-o jumătate de oră ești la Chițoran. Cât făceai când te ceai la vie acolo? Plecam la 7 și la 7 fără un scări. Păi vezi? Și la 7, în 2 ore și ceva, 2 ore ești aici, de la... Dar ce rost are să mergi de nebună pe jos? Thank you.